Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineață în jurul orei 8 pe drumul național 24 spre Vaslui, în comuna Ciortești. Incidentul a implicat un autoturism și un microbus școlar, în care se aflau 16 persoane, dintre care 14 erau elevi. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat planul roșu de intervenție, mobilizând echipaje de urgență pentru a interveni prompt la fața locului. În dimineața zilei de 13 noiembrie, în jurul orei 7:30, am fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că pe drumul național 24, în localitatea Ciortești, a avut loc un accident rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate s-a constatat faptul că în accident au fost implicate un autoturism și un microbus școlar. În urma impactului, două persoane au fost rănite. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauză se continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii acțiunii de vătămare corporală din culpă. La locul accidentului au venit rapid două auto speciale pentru transportul victimelor multiple din cadrul detașamentului 2 de pompieri Iași, două ambulanțe și auto speciale de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciortești. După o evaluare detaliată a victimelor, un bărbat de 44 de ani și o elevă de 15 ani, care a suferit un traumatism cranian, au fost aduși la spital la Iași. Ceilalți elevi, care nu au suferit răni grave, au fost preluați în siguranță de un alt microbus și transportați la unitățile de învățământ unde sunt înscriși. Au fost evaluați toți copiii, dar starea lor era una bună. Unul dintre minori a fost transportat cu un traumatism craniocerebral fără pierderea stării de conștiință, o fetiță de 15 ani, către neurochirurgie și Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria. Șoferul este în unitatea primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon, este conștient, stabil, hemodinamic, a efectuat examen computer tomografic, este evaluat clinic și paraclinic, nu am găsit leziuni care să impună o intervenție chirurgicală. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat după o oră, după ce situația a fost stabilizată și victimele au primit îngrijirile necesare.